Lapte condensat făcut în casă. Ia uitați-l. Care ne-a făcut în direct cu voi. Îi punem un căpăcel și îl dăm la frigider. Pentru laptele condensat vom avea nevoie de 300 de zahăr, 250 de lapte, 30 de grame de unt și un praf ușor de sare. Bine ați venit tuturor! Și să începem! Voi da ingredientele deoparte. Și aici am o ouăliță, deci e o ouăliță de teflon. Ia să dau deoparte așa. Așa, ia să vedem dacă se vede. Se vede. Aici am o, să dau un pic mai încoace, așa, o ouăliță din teflon sau o oală cu fundul, să fie cu fundul gros, ca să nu se lipească. Așa. Și acum vom pune, deci începem cu laptele condensat făcut în casă și după aceea facem bomboanele. Și vom pune zahărul nostru, 300 de grame de zahăr în această oală, da? Apoi vom pune și laptele. Și o să punem totul pe foc. Deci o să deschidem. O să deschidem focul. Eu am să pun așa ceva aici în față. Așa. Și deschidem flacăra. Da? Ia uitați, am deschis flacăra aici. Am să amestec puțin. Așa. Și îl lăsăm să fiarbă. Și amestecăm așa aici să se topească zahărul. Am să pun și un praf de sare. Și amestecăm. A, și la, am uitat să pun, așa, am să pun imediat o linguriță de amidon de porumb la laptele condensat. Și să mai repetăm o dată ingredientele la laptele condensat. Deci 300 de zahăr ptos, 250 de lapte, 30 de grame de unt, un praf de sare și o linguriță de amidon de porumb. Așteptăm să clocotească puțin și apoi vom adăuga și untul. Ia să vedem. Eu am să mai aduc o lingură, două de lapte, ca să dizolvăm amidonul. Mi-am adus aici o lingură, două de lapte, o așez așa aici. Și să adăugăm și untul. Am să-l pun aici să se topească, vedeți? Așa. Trebuie răbdare. Dacă vă grăbiți la laptele condensat, tot la fel o să se zaharisească. Deci trebuie să aveți răbdare până el scade și se îngroașă. Mai învârtim așa aici ca să treacă cele 15 minute. Și după aceea vom adăuga amidonul. Și cum am spus, peste amidon, eu voi adăuga, aici am amidonul, o lingură, două de lapte. Așa. Și am să amestec.
Vedeți? Și apoi îl voi adăuga aici peste lapte. Așa, ia, uitați-l. Și voi lăsa aici pentru moment. Să fie destul de bună consistența. Mai lăsăm încă puțin și adăugăm amidonul. Mai las puțin și adăugăm amidonul. Între timp am să mai amestec amidonul. Așa. Vedeți? Așa. Așa trebuie să arate. Și acum vom adăuga amidonul peste, pe tot. Și amestecăm. Și aceasta este laptele nostru condensat. Voi turna aici peste. Vedeți? Laptele condensat. Și să cântărim. Nu se lipește de această oală. Este foarte, foarte. Și să cântărim 220. Ia uitați ce bine arată. Deci îl puneți într-un vas sterilizat și acoperiți. Aici am laptele condensat, făcut ieri, și am să-l pun într-un borcanel. Vedeți? Laptele condensat făcut împreună cu voi. Și imediat îl punem într-un borcanel. Iată-ți, lapte condensat făcut împreună. Și aici am pregătit un borcanel unde vom pune laptele nostru condensat. Ia uitați-l. Care ne-a rămas de ieri. Făcut în direct cu voi. Îi punem un căpăcel și îl dăm la frigider. Vedeți, lapte condensat făcut în casă.